Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre pacea din inima noastră. Pacea din inima este cel mai greu de obținut și cel mai ușor de pierdut. Să fie pace în inimă este un lucru pe care trebuie să-l realizăm în fiecare clipă, pentru că la pacea noastră vor atenta foarte mulți. Când ai pace în inimă, toate cele care vor veni vor fi tratate cu maximă toleranță, cu o răbdare nesfârșită, cu înțelegere, deci pe toate planurile. Dacă ceva din acestea nu poate fi atins, pacea se va spulbera la prima adiere de vânt. Și aici, în lumea în care trăim, nu sunt doar adieri de vânt, ci uragane venite dinspre ceilalți care ne năruie și puțina liniște pe care am obținut-o. Ce face o ființă evoluată în fața lucrurilor celorlalți? Se plânge oare? Se supără? Eu știu, ripostează? Nu. Va sta calm în fața tuturor și își va păstra acea pace interioară. Putem să dăm vina pe ceilalți că nu avem liniște interioară? Nu. Pentru că acea liniște interioară doar noi suntem responsabili de ea, doar noi suntem cei vinovați când ea se năruie atunci. Vedeți, nu putem da vina pe nimeni dacă nu avem tăria să ne păstrăm pacea interioară și lumina pe care noi, efectiv, am dobândit-o. Unde e pacea în suflet? Iertare, dragii mei! E și lipsa de prejudecăți, e lipsă de riposte, doar pace. Nu e nimic mai prețios ca liniștea interioară și nimic mai ușor de pierdut. Ne rămâne, iubiții mei, doar o soluție. Să iubim atât de mult ce este astfel încât orice faptă ar face unii să nu ne distrugă liniștea, pacea, lumina din noi. Așa e într-adevăr, deci este într-adevăr greu de realizat, dar eu știu, nu este imposibil. Atunci când ne dorim cu adevărat asta, să ne deschidem inima în fiecare zi, spre cei care nu au găsit pacea și puterea de a trece peste orice și să zbat în acea neputință de a mai găsi drumul acesta spre lumină. Eu știu, acum să vorbim puțin despre piedici în evoluție și știm cu toții că o primă piedică în evoluție e manipularea, care de fapt astăzi e frecventă. Manipularea, dragii mei, este mijlocul prin care cei care s-au erijat în conducătorii lumii au reușit să păcălească în acest fel o întreagă populație, transformând-o, deci, practic, într-o turmă de oi. Manipularea se practică întotdeauna și au fost folosite diverse mijloace, de la zvonuri și, eu știu, mașinațiuni de toate tipurile, la mass media din ziua de astăzi, pentru a obține un rezultat care să le convingă, încep prin a lansa diferite zvonuri. Apoi aceste, eu știu, nu știu dacă sunt
pseudo-adevăruri, să le spunem, le transformă deci atunci practic în adevăruri, prin repetarea tot mai mult cu convingerea minciunii care le aduce pe toate planurile în realitate și așa deci obțin ei ceea ce și-au propus. Dacă vor depindă, să dau un exemplu, să obțină falimentul unei firme pe care nu o pot controla, încep prin a clătina încrederea în cei care au firma prin zvonuri despre viața lor privată. De exemplu, apoi întăresc asta cu ceva fotografii trucate, apoi caută ceva persoane ușor de corupt care să întărească zvonurile și în mai puțin timp pun acea firmă pe butuci. Sau, mă rog, o preiau dacă este ceva, eu știu, de viitor. Și asta îi transformă pe cel care este indezirabil într-o persoană care nu va mai ridica niciodată capul sus să susțină adevărul. Dacă vor să obțină o lege care să le garanteze, eu știu, noi privilegii, vor crea o situație în care respectiva lege pare îndreptățită și așa, prin repetarea unei situații, oamenii chiar vor cere ca respectiva lege să intre în vigoare. Nu există nicio limită de manipulare. Se face pe față prin metode ascunse. Pot face asta prin ceea ce are mai de un mare impact la oameni, de pildă prin diferite forme de artă. Cântecele, dragii mei, care ajung la sute de milioane, au mesaje, eu știu, ascunse subliminal, da? Ce mintea conștientă nu le poate percepe, dar mintea conștientă le înțelege și le decodează, deci, într-o zi. De asta există acte aparent aberante a unor persoane care erau normale până atunci. Nu scapă niciun domeniu al vieții care să nu fie manipulat, de la cele mai intime lucruri ale vieții la cel de interes general, practic. Dragii mei, trăim într-o lume strict controlată din care nu puteți ieși dacă nu vă informați. Nu există limite în dimensiunea manipulării, dar nici în cea a dezintoxicării de atâtea minciuni spuse zilnic. Ca să scăpați de manipulare, este necesar să tăiați orice contact cu mass media servită celor, eu știu, din umbră și să găsiți acele mijloace de informare mai puțin controlate, eu știu cum sunt, internetul, dar nici aici nu bag mâna foc, explicații la tot ceea ce se întâmplă. Nu uitați, iubiții mei, să folosiți discernământul și bunul simț, iar informația să o treceți din minte în inima voastră, să simțiți dacă rezonați profund cu ea și dacă, eu știu, acela este adevărul. Nimic nu este imposibil dacă există acea dorință de a vă desprinde de lumea iluziei. Eu știu să mai spunem puțin și de alte piedici. O altă piedică de evoluție este religia. Petera, există o mulțime de religii cu o mulțime de ritualuri și dogme și fiecare pretinde a fi singura adevărată și singura
cale ce duce spre Dumnezeu. Programul de manipulare a maselor a avut în religie un sprijin foarte puternic, speculând frica oamenilor de moarte și nerecunoscut în general. Fiecare religie a dezvoltat de-a lungul timpului niște ritualuri precise și dogme înguste care au transformat biserica într-o instituție bună de adunat averi. Știți cu toții ce avere au strâns marile biserici de-a lungul timpului. Orice învățătură care să arate omului o cale de eliberare a fost scoasă, declarată eretică și s-a pierdut de-a lungul timpului. Acum apar tot felul de scrieri rămase în afara religiei oficiale și care au puncte diferite de vedere față de biserica oficială. Cel mai grav efect al manipulării religioase a fost frica perpetuă a omului de moarte și pedeapsa de după, iadurile și chinurile veșnice scoase din mintea diabolică a celor care conduc lumea, a fost înfățișat în culorile cele mai vii și înfricoșătoare. Despre rai, iubiții mei, nu s-a vorbit cu atâta convingere că omul era păcătos și nu prea avea ce căuta în rai. Un alt efect grav al manipulării bisericii a fost declarată unei religii mai adevărate că alta și asmuțirea oamenilor unii împotriva altora pe motive religioase într-o sumedenie de războaie și cruciade. Acest conflict este și azi în actualitate, creind acele focare de ură între popoare și întreținând o mulțime de războaie cu iz religios chiar și în cadrul acestei religii. Dezbină și stăpânește. Este sloganul care apare cel mai adevărat când e vorba de religiile lumii. Când ființa, dragii mei, vrea să evolueze, se va lupta cu fricile implantate din copilărie, cu teama de iad, cu programările accentuate mereu, cu tot felul de lucruri care să-l scoată de pe drum. Așadar, pentru cei care vor să evolueze, deprogramarea religioasă este una dintre cele mai dificile lucruri pe care le pot avea, de fapt, o treaptă pe care o vei trece cu mare greutate. Atât pentru astăzi, aș mai vrea să vă mai spun ceva, dar n-aș vrea să rămân cu frazele neterminate. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și că ați fost alături de mine. Vă iubesc ca întotdeauna și vă îmbrățișez cu tot dragul și vă transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând, dragii mei, vă iubesc!